Hola, hola! Bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi, în primul și în primul rând, mă prezint în fața voastră nemachiată din două motive. Unu, sincer, îmi era cam lene să mă machiez a doua oară pentru că, primul motiv, m-am machiat dimineață, acum este deja după amiază când filmez. M-am machiat dimineață, după m-am demachiat, am fost la piscină și am venit înapoi acasă și, sincer, îmi este cam greu să-mi pun a doua oară pe ziua de astăzi machiaj pe tenul meu. Însă, nu am absolut nicio problemă în a mă prezenta în fața voastră nemachiată pentru că m-ați văzut de nenumărate ori și, de asemenea, știu că nici pe voi nu vă deranjează dacă nu sunt tot timpul perfect machiată, ci știu că vă interesează mai mult ceea ce urmează să vă prezint. Așa că, da, plus de asta, săptămâna viitoare, adică săptămâna în care voi urmează să vedeți acest clip, în zilele în care eu am timp să filmez, nu voi fi în Franța, așa că nu aș avea cum să filmez, deci trebuie să prefilmez, să prefilmez. Așa și, da, cu asta ne confruntăm în momentul de față. Ceva mai în urmă era trendul ăsta cu ce se află în geanta mea și una dintre voi la un moment dat mi-a lăsat drept sugestie să fac un asemenea clip. Și știți deja că mai devreme sau mai târziu încerc să fac sugestiile voastre, clipurile pe care voi mi le sugerați în funcție de cum îmi planific treburile și de timpul de care dispun. Așa că da, astăzi vorbim despre ce se află în rucsacul meu, pentru că eu am vreo 10 poșete, însă nu le folosesc mai niciodată și mă folosesc de acest rucsac, care săracul este trecut prin război, l-am de mai bine de un an și ceva și îl port exclusiv, deja se cere schimbat. L-am luat dintr-un magazin de aici, este din piele. Blue Cerisier se numește și l-am dat pe el la reducere 20 de euro, dacă nu mă înșel. Și da, caut altul asemănător ca să-l pot înlocui. Bun, acestea fiind spuse, hai să trecem la treabă. Da, rucsacul are aici un ghiozdănel și aici fermoar. În general, în primul și în primul rând, aici țin cheile de la mașină și cheile de acasă, care, în momentul în care ajung acasă, le scot și le pun la locul lor. Și să vedem ce mai am pe aici. Așa. Bun, am o hârtiuță care conține, care conține codul de la alarmă de unde lucrez. Am niște pastile Reni care sunt pentru aciditate, pentru arsuri cum ar fi dicarbocalmul la noi, dar știu că Reni se găsește și în România. Și am un balsam din acesta de la Sierra Beats. Acesta este cel cu mandarine, dacă nu mă înșel. Și aia e. Și vom trece la compartimentul ceva mai mare, care are aici un compartiment micuț, unde îmi țin pașaportul, pentru că îl am tot timpul la mine. Așa. Un pix, tot așa. Un absorbant pentru orice eventualitate și văd că am niște hârtii care trebuie să plece la gunoi. Ok. Mai departe, încerc să-mi țin cât de cât lucrurile organizate, da? După cum se vede, am diverse portfarduri și hai să vă arăt. Le iau așa cum le prind. În primul și în primul rând am ochelarii mei de soare. Ochelarii mei de soare sunt luați de la optică pentru că soarele mă deranjează și da, am preferat să merg pe varianta aceasta. Sunt niște ochelari simpli, dar care pentru mine funcționează. Mai departe am portofelul, unde tot timpul am cardul vital, adică cardul de sănătate, permisul, asigurarea privată, cardurile, ceva bani și așa mai departe. Mai departe am un portfard pentru igiena dentară, pentru că de carii, chestii, trestii, socoteli și am în el o scobitoare din aceasta din farmacie, care arată cam așa. Aceasta o tot schimb
Și am două sticluțe de apă de gură pentru că atunci când nu sunt acasă și nu mă pot spăla pe dinți după ce am mâncat, folosesc apa de gură, măcar ceva să pot face să-mi ajut dinții. Bun, am trecut și de partea aceasta. Mai departe, mai am un portfard. Acesta este un portfard de la H&M, luat acum ceva timp, care se prezintă cam așa și am cam de toate. În primul și în primul rând am un flacon din acesta în care pui parfum, din acesta pe care îl reumpli, și eu am tot timpul în el Eau de Citron Noir de la Hermès. Este parfumul meu preferat și în caz de urgențe îl am tot timpul acolo. Am pudra aceasta de la Clinique Redness Solution, pe care tot așa o port la mine doar în cazul în care sau dacă am nevoie de ceva urgent, nu m-am machiat, vreau să-mi pun ceva. În general, să știți că nu o prea folosesc, dar o am la mine o cau. Am un pachet de șervețele din acestea umede. Acestea sunt din Lidl, din România, pentru că în Franța nu se găsesc, dar da, cu lăcrămioare. Așa, tot așa, o cau. Am aceste șervețele pentru a scoate excesul de sebum de la Oriflame. Eu nu prea retușez machiajul, dar le am la mine pentru orice eventualitate. Două tampoane, pentru că avem nevoie. Un absorbant. Un deodorant, tot așa, îl țin la mine. Acesta este de la Cadum și este fără alcool și miroase a trandafir. Este un deodorant din acesta compresat, care ar trebui să fie la fel de eficient ca unul mare, doar că, nu știu, gen, știți voi, gelurile acelea de duș de la Yves Rocher, care sunt mult mai mici, în flacoane mai mici și cică mai concentrate, ei, pe același principiu merge și acest deodorant. Tot așa, l-am la mine pentru orice eventualitate. Mai departe, am un elastic de păr, un plasture, o pensuliță din aceasta micuță Kabuki, pentru pudră. Aici am o oglinjoară tip perie. Pe aceasta o port mereu la mine pentru că am primit-o înainte de a veni în Franța de la una din prietenele mele cele mai bune și da, este ceva de suflet, așa că o port mereu după mine. Mai departe, am niște elastice mici din acelea micuțe pentru împletituri. De multe ori când mai plecăm undeva sau se întâmplă ceva, în mașină eu mă împletesc, dacă nu conduc, bineînțeles. Ce mai am pe aici? Așa, asta este de la cheia mea de la calculator de la muncă. O păstrez aici tot așa pentru orice eventualitate, încă un pix și o pilă. Ah, și am și o bombonă, care cu ocazia asta va pleca. Bun, mai departe. Am niște gume. Tot. Îmi place să molfăi gumă, deși nu este chiar atât de ok. Mai am un portmonede, nu știu cum să-i spun, este din acesta pentru monede și văd că soarele se joacă cu nervii mei. Ok, much better, am tras puțin jaluzeaua, v-am spus eu că după amiază soarele îmi vine direct în geam. Da, este un portmoneu în care am mărunțiș. Acum sunt chestiile ce au mai rămas pe fundul ghiozdanului și încerc să le iau pe toate. Am mai găsit o bomboană, deci avem bomboane, o etichetă pe care am dat-o la o parte. Acestea sunt niște batoane din farmacie care sunt într-o stare deplorabilă, sunt cam topite, dar le țin tot timpul, sunt urtite de fapt, nu topite, le țin tot timpul în geantă. În cazul în care n-am apucat să mănânc sau mi este exagerat de foame pentru a-mi potoli stomacul și acestea sunt unul cu ambele sunt cu caramel. Și ultimul lucru care se află în geanta mea sunt șervețele din acestea pentru degete, șervețele degresante. În cazul în care merg la un restaurant sau am mâncat ceva în mașină sau am plecat undeva și am mâncat pe acolo un sandwich sau ceva, să-mi pot curăța mâinile dacă nu am prin împrejurimi o sursă de apă și un săpun, bineînțeles. Da, așa că am tot timpul și chestii de genul la mine. Acestea fiind spuse, cam
Cam asta e. El pare așa micuț, dar este foarte încăpător rucsacul. De obicei pun în el, am avut pe timpul toamnei și umbrelă în el și multe alte chestii, câteodată pun și haine, deci încape. Este foarte încăpător. În general încerc să păstrez cât mai simplu, deși car destul de multe lucruri după mine, dar încerc să car cât mai puține și strict ceea ce am nevoie. Bun, acestea fiind spuse, aștept să spuneți în comentarii voi ce cărați după voi în geantă sau, dacă preferați ca mine, un rucsac. Mie mi se pare mult mai practic, dar este doar o preferință personală. Dar da, aștept să-mi spuneți ce cărați voi după voi zi de zi, ce lucruri nu vă lipsesc din geantă sau despre ce lucruri ați și uitat că le aveți pe acolo, la fel ca și mine, de altfel. Aștept să ne citim în comentarii, vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare v-am pupat! Pa, pa!